Deci continuăm cu alte probleme, te rog. Prin vârfurile ABC ale triunghiului ABC se duc paralele la laturile opuse care se intersectează în A' pe prim și C'. Deci se dă un triunghi ABC, înțeleg? Da. Iar prin vârfuri se duc paralele la laturile opuse și intersectează în A' pe prim și C'. ABC. ABC invers de regulă. ABC. Și duc paralela prin A. Prin A la BC. Prin C la AB și prin așa și le se intersectează două câte două în A prim, o să notăm la prim vârful opus lui A, B prim și C prim. Da? Deci concluzii. Da. Arătați că pentru orice punct O din planul triunghiului are loc egalitatea. OA prim plus OB prim plus OC prim egal cu OA plus OB plus OC. Deci cum asta se dă? Că da. Le-ați paralele? Da. Așa. Arătați că oricare ar fi un punct O din plan, OA vector plus tot e vector. OA prim vector plus OB prim plus OC prim. Deci OA prim. Dar ce să scrie mai întâi și apoi să... Imediat o să scrie. OB prim plus OC prim. Egal cu OA plus OB plus OC. Așa. Deci în ipoteză avem așa. În ipoteză avem triunghiul ABC. Și triunghiul A prim B prim C prim, în care avem că C prim B prim C prim B prim e paralelă cu BC, că A prim B prim A prim B prim e paralelă cu AB, cu AB, că ce mai fi? B prim C prim. Și B și C. A prim C prim. O să gândim acum dacă avem... A prim C prim paralel cu AC. Paralel cu AC. Deci, povestea este să vedem dacă... Trebuie să demonstrăm ce? Să demonstrăm relația. Sfântul sus. Așa. E vorba de OA. OA prim plus... OB prim plus OB prim plus OC prim egal cu OA plus OB plus OC plus OB plus OC OA prim, spune. OA prim OB prim și OC prim, da? Da. Egal cu OA plus OB plus OC. OB prim și OC prim. Păi, vedem că... Oare A este mijlocul de prim C prim? Exact. Sau B e mijlocul C prim A prim? Asta e întrebarea. Deci dacă A e mijlocul B prim C prim, dacă C e mijlocul A prim lui A prim B prim și dacă B al lui C prim A prim. Ce părere ai? Eu așa zic. Dar ce motive ai? Da. Avem doar că B C e paralel cu C prim B prim. Da. Și cum arătăm cu mijloc? Ar trebui să fie la mijloc și noi nu știm cu mijloc. Da. Dar dacă asta e paralel cu asta și asta e paralel cu asta, ce-i figura asta așa? Deci, dacă paralelogram A, B, A prim, A... A, B, A prim, C e paralelogram. Bun. Dar C prim, B, C, A. Pot. Tot paralelogram. Și atunci este prin mijlocie. B, C, asta e paralelogram cu C prim, A și cu A, B prim și sunt și egale, deci e clar că A e mijloc. Da. Și B e mijloc și tot așa. Din analog prin toate. Nu s-o bătim peste tot, se întâmplă așa. Deci. Cum redactăm? Demonstrați. Demonstrați. Zicem A, B, A prim,
ce paralelogram, nu mai știu să zice și ce, știi deci. Da, știi, deci, dar trebuie să A, B, paralelă cu A, prim, B, prim. A, B, paralelă cu A, prim, B, prim. Cu C, B, prim, ai zis, C, B, prim, da? Da. Și B, C, testele de-a tema asta, B, C, paralelă cu A, B, prim. A, B, prim. În cele două ori iese că figura A, B, C, B, prim, A, B, C, B, prim, paralelogram. Atunci rezultă că B, C este cât A, B, prim. B, C egal cu A, B, prim. A, B, prim. Analog. Analog. Și ce prim A, B, C e paralelogram. Și ce prim? A. A. C, B. C, B. Paralelogram. Paralelogram. Asta rezultă cu B, C egală cu A, C, prim. B, C egal cu A, C, prim. Și cum B, C-ul era așa, înseamnă că A, B, prim. A, B, prim egal cu A, C, prim. De aici rezultă, din cauza că e la mijloc, rezultă că AM, vectorul AM, OM, OM, da. Da. Rezultă că vectorul OM egal cu OA, cred că domnul, trebuie să zicem. Da. OA, OA. Da. Egal cu OC prim plus OB prim supra 2. OA. A. Egal cu? OC prim plus OB prim supra 2. OB prim supra 2. Corect. Plus vectorul OB. La fel va rezulta. OB, egal din aceeași asemenea. OC prim plus OA prim supra 2. Plus vectorul OC cu OA prim. Cu OC prim plus OA prim supra 2. OC prim plus O... Dați-vă un pic de mână să... OC prim plus OB prim la noi. Ei, OB prim. OB. Deci OB. Mă uit unde trebuie. Da, OB. OB egal cu OC... OC prim plus OA prim. Plus OA prim, da. Pe 2. Și pe urmă... OA, OB, OC. OC egal cu B, O, B primo plus B primo plus OC. OB prim plus OC, OC prim, plus, da? Plus OA prim. OA prim, da. OA prim. Totul pe... 2. 2. Și când trag liniște la 2 de 4. Să pune da? Atunci OA plus O, B, plus O, C, este egal cu... O, C prim, o să-l avem... De două ori. De două ori, O, C prim, plus 2 ori azi. 2, O, C prim, plus... 2 pe lângă O, C prim, plus O, B prim. Plus O, A prim. Așa, plus O, A prim. Pe 2. Pe 2. Să cum vezi. Și a câștigat pe relație. Da, vedeți dacă se înțelege treaba... Da, altfel, sunt problemele un pic mai pământene, nu așa... Exact. Și-l poți, decât începe cu acesta. Da. Am una din fiecare calculare. Egal cu i plus j, tot vector. Plus vectorul 1. Egal cu vectorul i plus vectorul j. Și i vectorul plus v. Plus vectorul j, da? Și vectorul v egal cu minus vectorul i plus 2j. Plus vectorul i plus 2j. Plus 2j. Exprimați vectorul w egal cu 5y minus j în funcție de o și v. Să exprimăm vectorul 5. W egal cu 5y minus j. 5y minus j. 5y. Deci, exprimați vectorul w egal cu 5y minus 5i minus j. Așa. 5i minus j. În funcție de u și v. În funcție de u și v. Și la punctul b, m aparține lui r. Punctul a, cum înseamnă. M aparține lui r pentru care vectorii 2u plus b. Așa încât. Vectorii 2u plus b. Și m-3 pe lângă vectorul i plus m-m plus 3 pe lângă vectorul j. Deci 2u plus v să fie egal? Nu.
aflați M aproximativ pentru care vectorii 2U plus B și vectorul... 2U plus V. Da. Și M minus 3 pe lângă I. M minus 3 pe lângă I. Plus M plus 3 pe lângă J. Sunt coliniari. 3 pe lângă J. Sunt coliniari. Coliniari. Așa. Haideți să vedem. Deci facem avem pe U egal cu I plus J. Da. Facem pe V egal cu minus I plus 2J. Și dublu V trebuie să exprimăm cu U și cu V. Adică... Alea bază, nu? Facem moment... tot desen? Nu. Nu facem desen? De ce să facem desen? A, pe acolo amplificăm cu 5, prima. Ca să apară 5U, nu? 5I minus... Da, trebuie să intre și V în discuție. Păi avem așa. Noi trebuie să aflăm W egal cu 5Y minus... Asta e geometrie. Asta e algebră, nu? Da, cu algebră. Sigur că da. Păi avem U egal cu I plus J și V egal cu minus I plus 2J. Și dacă le înmulțim prima cu 6 și le scădem, 6 și numai cât le, și le adunăm. Da, și le adunăm. Dar mi-e 8J. 8J, deci nu-mi place. Minus 6 atunci. Dacă zicem minus 6... Minus 6 plus I. Deci... practic trebuie să mulțim cu un X aici. Și cu un Y aici. Da, ca să dea 5 Y. Faci o combinație și ia să mulțim la așa. Deci pe ăsta îl mulțim cu X. X, pe ăsta cu Y și atunci rezultă că X, U, X, da, X, U, U egal cu X, I, X, I plus X, J, X, J și Y, V, Y, V egal cu Y, minus Y, minus Y, I, plus Y, 2YJ. 2YJ. Și acum, pe W, îl vreau exprimat cu X-ul plus YV. Da, deci W egal cu X. Deci W, care este cerut, este egal cu... X5Y plus YJ? Nu. Este egal cu 5Y. 5 e așa lițele, minus, da, minus J, și egal cu X plus X, X, I, da? X, I plus X, J, minus Y, I, i-am adunat pe cei doi, da? Minus Y, I, plus 2, Y, J. Dă-mi faptul comun. Și acum... egal mai departe cu I pe lângă. I pe lângă sau X minus Y. X minus Y ori I, nu așa? Da, aceeași chestie. Plus, exact așa. Plus J pe lângă X plus 2Y. X plus 2Y ori J. Ori J. Deci, și ca să fie egalitate... 5 trebuie să dea X minus J. X minus Y să fie egal cu 5. X minus J. Păi J, I și I trebuie să fie pe componente egalitate. Păi așa, X minus Y pe lângă Y plus X plus 2Y. X minus Y pe lângă I. Ori I. Ori da, ori I. Și I noi l-avem acolo. Deci X minus Y să fie egal cu 5. Exact asta spus. X minus Y egal cu 5. Și pe de altă parte, X plus 2Y. X plus 2Y. Și este egal cu minus 1. Da, și avem un sistem de 2 cu 2 care e, acum deși adunăm. Nu, le scădem. Și o să avem minus 3y egal cu 6. Și atunci y minus 3y egal cu 6. Cu 6. Și y egal cu minus 2. Y egal cu minus 2. Și atunci x este egal cu 3. Și x va fi egal cu 3. 3. Că aici dacă zicem 3 plus 2 face 5, da? Și acum vrea să... Și acum ce? Ne întoarcem și spunem că W, W este egal cu X, care îl știm cât este X. 3. 3 ori U
Că X-ul, dacă scoate, a fost înmulțită cu X asta toată, nu? Da. Este XI plus XJ. Deci vine 3U. Mm-hmm. Uitați, asta deci ne toamnă 3, pe lângă I plus J. Corect. Deci 3U. Plus V, care e plus 3V. Deci X. Y cu E minus 2. Deci Y cu E nu da minus 2, deci e minus 2U. Așa. Nu, corect. 3U minus 2V. Minus 2V. 2, pot V. Ia să vedem dacă este corect. V-ul fiind ăsta de aici, înseamnă vine 2i și minus 4j, da? Este corect. Este corect, da? Ăla W era egal cu x ori u plus y ori v. X ori u plus y ori v, așa. Și la cum l-a dat y cu minus 2, deci, corect. Deci W e egal cu x ori u. Uite, x ori da, u. Da, nu am spus-o ca și formul. X ori u plus da, y ori u v. Plus y ori v. Da. Și cum x-ul și y-ul l-am știut, l-am locuit cu sigur. Acum b. 2u, acum putem, îl știm pe u și pe v. Nu, nu știm. Când doi vectori sunt colimiari? Când 2u plus v pe lângă k egal cu e minus 3 ori i plus m plus 3 ori j. Deci 2u k plus v e totul ori k. 2u plus v și ăla astea. Ăla e un vector și ăla e un alt vector, nu? Da. Fie cu alinia, da? Da, 2u plus v. Dacă și numai dacă, 2u plus v. Orca. Da. 2u plus v. Orca. Tot ori ca. Orca. Egal cu e minus 3 ori i plus e minus 3 ori j. Nu? Ori i plus e plus 3 ori j. Atunci sunt ele coliniare. Așa. Și dacă facem 2u plus v plus m plus 3 ori j. Adică s-a adunat numele. Dacă facem 2u plus v. Este tot exprimat în j. E și j. Corect. Deci acolo amplificăm cu 2 și atât. Și o să avem 2y, 2i. 2i. Plus 2j. Plus 2j. Minus y plus 2j. Minus i plus 2j. Plus 2j. Ori k. Totul de mulțit cu k. Egal cu e minus 3 ori i plus m plus 3 ori j. Și avem 3i plus 4j ori k. 3i. De aici 3i, că ai 2i minus i. 2i minus i. I. I plus 4j. I plus 4j. Ori k. Egal cu e minus 3 ori i plus e plus 3 ori j. E minus 3 ori i plus e plus 3 ori j. Adică avem k i plus k ori i. K ori 4j, 4kj. 4kj. Egal cu e minus 3 ori i plus e plus 3 ori j. E plus 3 ori j. J. Și aici rezultă că m minus 3 egal cu k. Și m minus 3 se fac egal cu k. Și m plus 3 se facă 4k. Egal cu 4k. Și scădem și o să ne dea cu minus 6 egal cu minus 3k. Și atunci rezultă că k egal cu 2. K egal cu 2. Dacă știm pe k egal cu 2. Nu ne vrea m, nu? Și atunci m este egal cu 5. Egal cu 5. Aici trebuia făcut... Tot pe baza teoriei, tot pe ce am învățat până acum. Sigur că da. Deci, faptul că sunt poliniare... De aceea e foarte important să știi teoria. Și apoi, da. Normal. În orice... Corect. Mai ai o problemă? Da. Mai începem alt capitol. E suficient la nu putem să facem tot ce a făcut în două luni. Cred că ești conștient, nu? Ai fi în stare să-ți rămâi seara să aici. Da, e în stare să-ți rămâi aici. Mâine nu mai vine, știi? Știți, nu mai vine, pleacă în excursie.
Dacă n-ai testul ăsta? Mâine. Mâine. Și mâine dimineață, nu? Da. Da. Mai este puțină de aici. Se notează O1 și O2 în mijloacele diagonalelor AC și respectiv BD. Deci pun pat platel convex. Un patrulator convex ABCD. A, B, C, D. Se notează, ai spus cu? Se notează în mijloacele diagonalelor AC respectiv BD. Cu O1 și O2. O1 a luat C, cred că. Da? Da. O1 și O2. Da. Da? Arătați că O1, O2 vector egal cu 1 pe 2 pe lângă OD minus BC vector. Deci O1, O2 vector egal cu? O1, O2 vector egal cu 1 pe 2 pe lângă AD minus BC vector. Fiindcă O2 în mijlocul lui BD. O secundă. 3,5. Mie mi-e să chiar la intersecții. N-are cum. E, dacă e poligonul ăsta cu laturile. O2, mai O2. Nu, dacă e poligonul ăsta cu laturile acestea, două egale, se va să întâmplă acolo. Deci, dacă sunt toate distincte, nu se mai iasă la. O2 e mijloc și noi avem nevoie să apară AD acolo, Mirna. Hai să ne concentrăm în problemă. Deci, O1, O2. O2 e mijlocul și avem... O1, O2, vectorul ăsta. Nevoie de AD și BC. Uh-huh. Facem intersecția... Nu. Unim B1 cu și D1. Deci... D1... Și B1. Și B1? B1 și D1, da. Așa. Și o să avem cu O1, O2 egal cu 1 pe 2 din O1B plus O1D. De acord, nu? Că O1, O2 este într-adevăr o jumătate din O1D plus O1B. Da? Deci O1, O2 ca vector este o doime din O1 B plus O1D. Plus O1B. Așa. Și mai avem că dacă unim AO2 cu CO2. A. AO2, așa. Cu CO2. Cu CO2. Avem că O2, O1 egal cu O2A plus O2C. O2, O1, O2, O1, așa. Da. Invers. Acum mă duc și invers. Da. O2, O1 egal cu? O2A plus O2C. O2A plus O2C. Ce? Da, au sensul invers. Hai să le luăm așa cum spui tu. Deci O2, O1... Sau O1, O2 egal cu minus... O1, O2, da, asta vreau să spun. Egal cu minus 1 pe 2. Pe lângă... O2A plus O2C. O2A plus O2C. Adică egal cu 1 pe 2 pe lângă AO2 plus CO2. Egal cu 1 pe 2, tot acolo. Egal cu 1 pe 2 pe lângă AO2. Deci tot acolo, unde am pus. Egal aici, în pătrare, cu? 1 pe 2 pe lângă AO2 plus CO2. A, O2. Plus CO2. Ai schimbat sens, plus CO2.
Și acum avem două... Videouri, unul, doi, dacă le adunăm, sau ce vezi? Da, ce faci legal, nu? Da. A avea că o 1 de... Deci de două ori o 1, ori de două ori. Le adunăm? Așa zic. Adică, de ce să le adunăm? Păi, pe urmă să faci în părțile la 2 și faci numai jumătate. Deci, de două ori 1, 2, faci 1 pe 2, 1, 2. Da. Și facem un factor cu 1 pe 1, pe 2. Pe lângă? O 1, D. Plus O 1, B. Plus A, O 2, plus O 2. Plus A, O 2. Plus C, O 2. Amplificăm cu, adică înmulțim cu 2. Să avem că 4, 1, 2, egal cu... Da. Da, 1 pe 2 nu ne-ar trebui să rămână. Nu e garantat. Dar să vedem cine e O 1, D. Plus O 1, B. Dacă putem să scriem funcție de A, D și... Sigur că da. O 1 de plus O 1B. Deci O 1B și să fie AD-ul singur. Acum să-l băgăm și pe AD. Să zicem că AD este egal cu AB plus BD. AD egal cu A? B. Dar noi trebuie să ne uităm la OB1 ăsta, OB2 dacă vrei cu AD. Păi da, A2A, uitați, avem A, O. A, O, 2. A, O, 2. Vezi? Miruna? Da. Și dacă îl urmăm, O, 2, că ăla-i în mijloc. Deci, A, O, 2. Egal cu A, B plus A, D supra 2. Egal cu A, B plus A, D. Supra 2. Supra 2. C, O, 2. Egal cu B, C plus B, C supra 2. Deci, acum să luăm pe rând. Pe A, O, 1, A, O, 2. Adică A, O, 2. Ce mai intra? CO2, CO2, ca să intri latul din discuții, da? O1D ar mai fi... Da. Mai avem nevoie de AD și BC atât. Trebuie să vedem un AD și BC atât. AD... Hai să încercăm BC. Deci, din astea de aici, să vedem AO2-ul este? Da. AO2 este. Și avem AD dar și O2D. O2D, O2D, O2D este? O2D nu este. O1. O1D. O1D. Noi vrem să băgăm și pe BC. Și nu este și băgatul cu BC, cu CO2. Cu CO2 băgăm și pe BC. Deci CO2. O2 și băgăm și pe BC. E BC plus CD supra 2. CO2 este BC. BC plus CD supra 2. Plus CD pe 2. Nu știu de ce, dar cred că ne-am depătat de problemă. Și eu la fel zic. Deci ne-am dus așa ce am făcut noi, dar trebuia să fim cu ochii pe 1, 2 exprimat în funcție de AD și de BC. De la A la D înseamnă AO1, AO2 plus O2D. Tot de la A la D pot să spun că este AO1 plus O1D. Plus O1D. Deci... Cine? O1D fie AO1 plus O1D? Deci AD ăsta care îmi intră în discuții da. Înseamnă A, O2 da, plus O2D. O2D. Iar A, O2 eu am? Uh-huh. A, O2 am. Dar O2D am? Nu. O2D. Nu l-am pe O2D. Deci, Miruna, aș încerca să fac așa. AD este egal cu A, O2 A, O2 plus O2D. 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 Dar O2D este, dacă cumva avem nevoie, jumătatea lui BD. Deci O2D, O2D este BD pe 2. Nu poți da, să spun așa? Da, da, da. Ba da, puteți, dar deci, nu avem nevoie de BD. Egal cu A, O2, plus, am spus BD,
BD, B2. Dar BD înseamnă BC, BC plus CD. Da, asta nu. Deci egal cu A, O2, plus BD, care înseamnă că BC, adus, BC plus CD. CD, P2. Asta ar fi AD. BC o pe altă parte. BC, ai de aici, da? Uh-huh. Ar fi egal cu cine? De la B la C, înseamnă BO2 plus O2 O1 plus O1 C, deci e BC1, nu? Că dacă mă gândesc pe linia poligonală, tot așa trebuie să mă gândesc și aici. Deci de la A la D înseamnă AO2 plus O2 O1 plus O1D. Ca să intre și O1-2. BC-ul, pe de altă parte, e BO2 plus O2 O1 plus O1C. Să vedem, de rog, că relația. Scriu relația. Da, hai scriu odată relația. 1, 2, 1, 2. Deci, vrem, nu vrem noi, oboseala asta instalată. Normal, asta e clar, că nu putem să fim roboți. Deci, o facem pe asta și pe asta. 1, 2. Era relația așa, relația. 1, 1, 2. Egal cu 1 pe 2. 2 pe lângă AD minus BC. AB minus BC. Și acum, de la O1, O2, hai să plecăm așa, de la O1, O2 este egal cu, deci O1, O2 este egal cu O1C plus CB plus B, O2, pe partea asta. Deci O1, O2 egal, ca și cum aș duce O1C plus CB plus B, O2. 1, 2, egal cu... Deci, de aici aici, mă duc prin poligon, nu? A, da. Ca să ajung așa. Da. Deci, eu zic și eu, 1, 2 odată. Nu, este de bine, nu, că doi, dar clar, da. Se duc după aia. Deci, 1, 2 este egal cu 1C, plus CB, plus CB și plus ABA. Plus B. BO2. BO2. Plus BO2. Plus BO2. Sau egal aici BO2. Sau egal pe de altă parte cu 1C. Plus CD plus minus BC. Minus BC. Da, ați întors, da. Minus BC plus BO2. Pe de altă parte, O1-O2, ca să minte pe partea cealaltă, O1-O2 este egal și cu... Apa, pe cine vrem să prindem? Pe AD? Pe AD. Bun. O1-D plus DA plus A-O2. O2. Deci egal cu O1-D plus... O1-D plus DA DA plus AO2. Plus AO2. Plus A, O2. Și acum, eu am nevoie de, nu de AD, ci nu de DA.